Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am senzația că și Luca e un pic mucifer. Ești mucifer, mă? Puțin. Puțin? Ai răcit? Da, eu răcesc puțin, adică sunt încă sunt o forță naturii. Numai zaf a scăpat, ești forța naturii. Da, nici virusul nu se ripește. Am mai răcit și eu, cum n-am răcit? Am răcit? Tu n-ai răcit, tu ești singurul care n-a făcut COVID. Așa e, COVID n-am făcut. Sau ai făcut pascuns? Ai mers închis. N-am făcut COVID. S-a răcit acum o lună jumate. Acum vreo lună, da. Aoleu, da, mi-aduc aminte că și-a pierdut vocea sau ceva. Am aflat că șoferii pot ieși pozitiv la opioide sau amfetamine. E serioasă știrea. Iarăși? La drug test din cauza unor medicamente de răceală sau picături nazale. Deci iată, după cornulețele cu șampanie, am trecut la picăturile. Deci nu poți să mai pun nici picături de nas. Te trage pe dreapta și știu cum te întreba, ați băut? Nu. Ați tras ceva pe nas? Așa te întreabă? Deci sunt picături nazale cu efedrină, înțeleg? Ești pozitiv la amfetamine. Sau medicamente antitusive care au codeină, de exemplu. Nu știu ce, dar la drug test ești pozitiv la astea cu codeină. Da, sunt unele, am luat eu în urmă cu... Când am fost răcit data trecută, acolo o lună, cred. Am luat ăsta cu codeină ceva. Un tusin, nu știu cum. Și ai condus drogat? Băi, frate, nici nu vreau să nu recunosc. Adică nu zic, am dreptul să... orice spun care ar putea să mă acuze, am dreptul să tac. Și că eu sunt îngrozit de faptul că ar putea să mă oprească cineva și să-mi spună că îmi pune... Că nu știi ce se întâmplă, dacă este pozitiv. Da, există un paracetamol de ăsta pentru nas, care are ceva, nu știu dacă are pseudoefedrină sau ceva ăla, parasinusul ăla. Nu-mi dau seama. Este un medic citat de colegii de la știrile Pro TV care zice așa, citesc, când vorbim de decongestionante nazale, cele care conțin fenilefedrină, este posibil să pozitiveze testul pentru amfetamine. Ca Andreea Răducan. Da, practic. Săraca. Da, olimpiada. E un teraflu care are fenilefrină. Nu știu dacă fenilefrina se pune la drug test. Habar n-am, adică nici nu mai ai niciun fel de siguranță. M-am uitat aseară în prospect. Acolo scrie că nu ai probleme. Acolo scrie că cel mai bine e când ești răcit să nu conduci. Da. Vii pe jos, practic, nu? Tu ești cu metrou, măcar mai răspândești. Virus. Nu, da, serios. Eu m-am hotărât că dacă pe mine mă trage poliția cumva pe dreapta și la alcool test n-am nicio problemă. Suflu... Dar la droguri ai emoții, că nu înțeleg. Alea cu, da. Din cauza medicamentelor, să spunem și asta. Da, din ce? Dar am dat știri că dau o grămadă de erori. La drug test le spun să mă ducă la IML. Facem un reportaj de acolo, cum e să dai sânge. Mă duc să dau sânge, frate, nu suflu în prostia aia, că dacă, sau ce se face, nu știu, se pune burețel sub limbă. Că nu știi ce iese. Și ai încurcat, adică imaginează-ți că vine într-o dimineață și spune, am ieșit pozitiv la amfetamină. De ce? Păi am luat un paracetamol. Sau, adică dosar penal, cercetare, tribunal, chestii, nasol de tot. Mă duc la IML, fac analize de sânge. Tu ai fost răcit recent, nu? Sunt în continuare. Ești în continuare. Răcit. Nu mai au nimic de când am citit știrea asta, se lasă să-și facă natura. Ești pe usturoi, pe frecții, pe darea vechi. Palincă, carmol, de că la alea n-ai să băsești. Da, carmol. Da, dar nu de băut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.